Religia te poate ajuta să crești până la un punct. Când religia nu te mai ajută să crești, ia în considerare să-ți dezvolți inteligența spirituală. În acest video îți voi spune pe scurt când am renunțat la religie și am început să-mi dezvolt inteligența spirituală. Cei care mă cunosc știu că am slujit Biserica în calitate de pastor timp de 16 ani de zile. În 2018 mi-am dat demisia din slujba de pastor și am început să fiu pe cont propriu. Mai întâi trainer în parenting, apoi life coach, psihoterapeut și acum business coach. De ce am renunțat la slujba de pastor și la ce mă refer când spun că am renunțat la religie? Voi răspunde foarte pe scurt la aceste întrebări aici. Mai întâi, ca să reduc confuzia pe cât se poate, am să spun definiția mea la religie. Religia este un set de credințe, ritualuri și obiceiuri create de oameni cu scopul de a educa și a organiza societatea. Încă din 2016 am observat că religia ajută pe oameni să crească până la un anumit punct. Și pe mine, și pe mine m-a ajutat religia, dar apoi pur și simplu religia a fost o piedică pentru mine în calea dezvoltării personale. Religia își propune să-i educe pe oameni. În vechime, primii educatori și primele școli au apărut în cadrul instituțiilor religioase. Religia le oferă oamenilor un acces la un anumit nivel de cunoaștere. Cunoașterea lumii, cunoașterea naturii umane, cunoașterea societății, cunoașterea adevărului. Dar am observat că religia îi poate educa pe oameni limitat. Religia le oferă oamenilor sens, însă sensul funcționează doar în anumite condiții. Am întâlnit oameni credincioși, loviți de viață și de soartă, care și-au pierdut sensul. Teoretic, religia lor răspundea la lipsa lor de sens, însă pentru ei, religia părea să nu mai aibă sens. Religia le oferă oamenilor certitudini, însă certitudinile îi învrășbesc față de cei care au certitudini diferite. E adevărat că cu cât ai mai multe certitudini, cu atât ai un sentiment de siguranță mai mare. Însă, din păcate, cu cât ai mai multe certitudini, cu atât ești mai rigid. Și cu cât ești mai rigid, cu atât mai greu vei putea să te conectezi cu oameni care nu gândesc exact ca tine. Religia le oferă oamenilor o comunitate, însă e o comunitate ierarhizată. Deși teoretic se spune că în credință toți suntem una, toți suntem egali, cu toate acestea, în practică, în realitate, unii sunt mai sus decât alții. Așa că am renunțat să mai cred în puterea religiei de a mă ajuta pe mine și am început să-mi dezvolt inteligența spirituală. Asta nu înseamnă că mi-am pierdut credința sau că am terminat-o cu mersul la biserică. Nu. Am renunțat la religie ca drum al dezvoltării personale. Și am început să văd că există spiritualitate, credință, și în afara religiei mele. Și asta m-a ajutat să încep să-l cunosc pe Dumnezeu altfel, mai profund decât am cunoscut prin religie. Descoperirea inteligenței spirituale m-a ajutat să fac pasul cel mare și anume să-mi dau demisia din slujba de pastor. Inițial nu puteam să fac asta pentru că mi se părea un păcat. Dar spiritualitatea este o cale mai profundă de a-L cunoaște pe Dumnezeu. O cunoaștere a lumii și a sinea Lui. Spiritualitatea m-a făcut să iau în considerare un nou drum. Un drum în care aveam să-mi îndeplinesc misiunea mea pe acest pământ. Cred că ceea ce fac acum este o continuare a misiunii mele, deși nu mai predic despre Dumnezeu sau despre Isus. Cred că mesajul meu este îmbibat de Evanghelie, adică de vești bune. O carte care m-a ajutat enorm să-mi găsesc drumul dezvoltării mele spirituale este cartea lui M. Scott Peck, un psihiatru american care vorbește despre sănătate mentală și dezvoltare personală în termeni profund spirituali. Cartea se numește Drumul către tine însuți. Ăsta e titlul pe care l-au pus editorii români. Însă titlul original este The Road Less Traveled. Drumul mai puțin umblat. O recomand cu mare căldură. Nu vreau să lungesc acest mesaj, vreau doar să văd dacă este de interes pentru voi, cei din comunitatea mea de pe YouTube. Dacă vă interesează această zonă a spiritualității sau a inteligenței spirituale și dacă este de interes, aștept like-urile și comentariile voastre. Exact acum 2 ani în februarie 2022 am înregistrat un video, un video despre inteligența spirituală. Am pus acolo niște lucruri extrem de valoroase despre dezvoltarea inteligenței spirituale, așa că, în continuare, am pus acel video aici. Vizionare plăcută! De multe ori în viață ne simțim blocați și nu știm cum să mergem mai departe, pentru că nu suntem dispuși să alegem un drum nou. Însă ceea ce ne-ar putea ajuta s-ar putea să fie inteligența spirituală, care exact asta face, deschide drumul cel mai puțin umblat. Ce e inteligența spirituală? Hai să vedem mai întâi ce e inteligența. Acest cuvânt vine din latină, inteligere, și înseamnă a înțelege sau mai la bază înseamnă a citi și a alege. Și, într-adevăr, a fi inteligent înseamnă să poți citi, adică să înțelegi niște simboluri. Literele sunt niște simboluri și să legi acele simboluri între ele și să alegi sensul acelor cuvinte, acelor simboluri legate. Capacitatea de inteligență logico-rațională a început să fie măsurată din 1912 prin testele de inteligență, la început create de psihologul german William Stern. Rezultatul testelor de inteligență este un coeficient numit IQ. Acest coeficient de inteligență de cele mai multe ori are baze genetice, adică se moștenește, și este capacitatea de a rezolva probleme într-un mod logic. Însă oamenii sunt dotați și cu un alt tip de inteligență, așa numita inteligență emoțională, popularizată de Daniel Goleman este abilitatea de a recunoaște propriile emoții, a ni le gestiona, a recunoaște emoțiile celorlalți și a putea acționa pentru atingerea țelurilor folosindu-ne de energia emoțiilor. Și de foarte ori succesul în viață este atribuit mai degrabă inteligenței emoționale decât coeficientului de inteligență clasic. Pe lângă inteligența clasică și inteligența emoțională, mai putem recunoaște inteligența spirituală. Este acea capacitate de a înfrunta și transcede suferința și durerea și de a crea valori. Este acea inteligență care ne oferă abilități de a găsi semnificația și sensul vieții. Este abilitatea de a lua decizii și de a acționa în baza unor informații inaccesibile inteligenței logico-raționale sau inteligenței emoționale. Inteligența spirituală aparține inconștientului nostru, adică acea parte mai puțin conștientă a minții noastre. Dacă inteligența spirituală ar fi conștientă, ar putea fi foarte ușor de identificat. Însă, mai degrabă folosește acele zone ale experienței umane pe care le conștientizăm mai puțin. Cu ajutorul inteligenței spirituale putem avea experiențe spirituale și putem avea privilegiul de a ne conecta la înțelepciunea divină. În creștinism vorbim despre vocea Duhului Sfânt sau călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă stai bine să te gândești, vocea Duhului nu este chiar o voce pe care o auzi conștient cu urechile, nu este o prezență pe care o poți identifica și explica celor din jurul tău în termeni logici și nici chiar emoționali. Este ceva ce simți, dar nu este emoție și este ceva ce gândești, dar nu par niște gânduri bazate pe o logică obișnuită. Deseori, inteligența spirituală este contrar logicitare, tins să o respingi, dar o distingi de un gând trecător prin faptul că ea revine. O distingi de o emoție trecătoare prin faptul că ea revine. Și avem tendința să ne luptăm cu această simțire pentru că e nefirească. Și de multe ori pare o nebunie. Să luăm un caz extrem. Să zicem că te îmbolnăvești foarte grav sau ai un accident foarte grav, dar supraviețuiești cu urmări neplăcute, cu o dizabilitate poate. Inteligența spirituală este cea care te ajută să găsești un sens în toată acea suferință. Nimeni nu-ți poate împrumuta inteligența spirituală sau nimeni nu-ți o poate transmite. Degeaba vine cineva și încearcă să-ți spună că de fapt suferința ta are un scop. Nu. Ai nevoie să o descoperi singur. Deseori vine o suferință în viața noastră tocmai pentru a ne transmite ceva ce nu poate fi transmis altfel în situația noastră. Poate fi chiar o tulburare mentală precum depresie, anxietate care vin în viața noastră tocmai pentru a ne învăța să ascultăm această inteligență spirituală. Nu pare logic ce spun. De fapt am și avertizat. Inteligența spirituală e diferită de inteligența logico-rațională. Cum adică depresia este calea prin care inteligența spirituală îmi transmite ceva? Inteligența spirituală nu este neapărat contrară inteligenței logico-raționale, ci ajunge la niște concluzii salvatoare pe o cale mult mai scurtă. Calea logică prin care aș putea să-ți explică depresia spre binele tău ar putea fi destul de lungă. Însă inteligența emoțională este cea care găsește scurtătura și de cele mai multe ori avem de făcut ceva care nu am face niciodată urmând calea obișnuită a logicii noastre sau a emoțiilor noastre. Este calea acceptării. De exemplu, a merge la psiholog sau psihoterapeut, pentru unii ar putea însemna o nebunie și pentru logica lor exact așa este. Sau pentru altcineva aș accepta părinții ar putea însemna o nebunie. Pentru altcineva ar fi o nebunie în a accepta durerea sau infirmitățile sau lipsurile sau părțile care sunt numite negative. Există moduri în care ne putem dezvolta inteligența spirituală. Probabil unul dintre cele mai cunoscute moduri este recunoștința. Să cauți intenționat lucruri pentru care să mulțumești. Un alt mod este atitudinea minții de copil, când avem tendința să respingem ceva, mintea noastră adultă pune eticheta de nebunie. Însă dacă am fi copii, am putea privi lucrurile dintr-o altă perspectivă, cu multă curiozitate și cu dorința de a învăța. Și nu în ultimul rând, o altă modalitate de a cultiva inteligența spirituală este de a sta în liniște și de a nu face nimic, ci doar concentrându-ne atenția pe sentimentul că suntem înconjurați de iubire. Mintea are continuu ceva de făcut, continuu ceva de spus, de gândit. Dacă am înceta să ne aruncăm în iureșul gândurilor și să ne lăsăm purtați de gânduri, am putea să ne liniștim mintea cu o certitudine că undeva, poate acolo sus, cineva ne iubește. Convingerea că suntem iubiți și odihnirea în acel sentiment poate oferi exact glasul inteligenței spirituale de care avem nevoie, care ne va conduce exact pe drumul mai puțin umblat. Așadar, dacă ți s-a părut important acest mesaj, dacă ți-a plăcut și dacă crezi că dezvoltarea spirituală face parte din dezvoltarea ta personală, lasă-mi un comentariu, -l. spune care este părerea ta, pentru că mi-ar plăcea să spun mai multe pe acest subiect dacă văd un interes. Mult succes!